mulțumim, domnul senator. Bună dimineața. Doamne ajută. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, domnul prefect. Bună dimineața! Bună dimineața! Aici, răspuneți-mă aici, semnez. Aici? Da. Am semnat, iau șambila cu apă ușor și mă îndrept către mă. Ca la carte. Nu puteți să-mi dați fotografia. Da, uite,
Puteți lua amândouă, dacă nu fac economie. Luați două mănuși și nu-i încălzit. Așa se era numele. Doamna? Că e, felicitați că vine la mine și știți că... Nu, domnul. Da. Bună dimineața! Iată că după o noapte foarte viforoasă și furtunoasă, avem o zi frumoasă în care putem merge cu toții la vot. Noi am mers, ne-am exercitat votul, am votat pentru a continua drumul în dezvoltare, în modernizare și europenizare a municipiului Roman început în 2008. Mereu în echipă, mereu pentru romașcani, mereu pentru roman și invităm și pe toți ceilalți romașcani să fie prezenți la vot, pentru că cu o protecție bună, cu atenție, putem să ne îndeplinim această și obligație, dar și acest drept de a merge la vot, în spiritul coagulării tuturor energiilor pentru municipiul roman. Doamne ajută, sănătate și bucurie! Bună ziua, vă spun și eu și vreau să vă spun că astăzi am votat nu doar pentru următorii 4 ani, ci am votat pentru, pe termen lung, dezvoltarea romanului. Astăzi, cred eu că toți trebuie să dăm dovadă de un spirit civic. Cred că implicarea este soluția pentru viitorul nostru. De aceea, astăzi, prin participarea tuturor cetățenilor la procesul de vot, înseamnă o implicare a lor în ceea ce înseamnă vibrarea unei societăți, a unei comunități și de aceea este foarte important. Nu trebuie să stăm liniștiți ca să voteze alții cum, cât și de ce vor, ci trebuie să fim cu toții implicați pentru dezvoltarea unei comunități. De aceea eu invit pe toți romașcanii să fie astăzi prezenți în număr cât mai mare pentru a decide dacă drumul de dezvoltare a romanului va fi unul lin și ascendent sau dacă va fi unul cu hopuri. Eu sper să aleagă cum e mai bine pentru perioada următoare, următorii 4 ani. Mulțumim! Am convingerea că foarte mulți cetățeni din Roman vor fi azi prezenți la urne și își vor face datoria civică și vor alege calea dezvoltării și a modernizării atât a Romanului cât și a județului Neamț. Fac încă o dată un apel către toți cetățenii romașcani să vină în număr cât mai mare astăzi ca să-și decidă soarta. Este o decizie pe care trebuie să o ia fiecare dacă vrea să fie mai prosper, dacă vrea să trăiască într-un oraș european. Mulțumesc! În dimineața mă îndrept la vot cu gândul de schimbare, cu gândul că în noi, în Roman, în județul Neamț, putem trăi mai bine, putem trăi într-un oraș și într-un județ civilizat, într-un oraș și în județ în care fondurile europene, investițiile, să fie cuvântul prioritar, pentru că aici m-am născut, aici trăiesc, aici îmi cresc copilul sau copiii și îmi doresc ca Roman, județul Neamț, să fie în top ca și oraș, ca și județ. De asemenea, pe această cale, eu mi-am exercitat dreptul de vot, rog pe fiecare dintre prieteni, colegi, pe fiecare romașcan, pe fiecare nemțean să iasă la vot și să voteze.